Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau, ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Sunt întrebări cheie la care a răspuns Domnul Isus Hristos și apoi ne-a întrebat și pe noi direct. Pentru că, la final, El va veni să răsplătească fiecărui om după faptele Lui. Îndreptându-ne, așadar, atenția către aspectele practice. Ale fragilei și efemerei noastre traiectorii prin istorie, și nici de cum pe vorbele pompoase. Care ne sunt așadar prioritățile în viață? Pare a fi întrebarea care se ascunde în spatele rândurilor. Și cât de mult mai investim în plăcerile de o clipă, pe care adesea le condamnăm cu patus ca fiind păcătoase, dar le aplicăm în practica de zi cu zi, din sufletului nostru, ceea ce ar trebui aruncat la o parte. De ce facem asta? Pentru că trăind într-o societate postmodernă interesată doar de stilul descris simplu prin expresia aici și acum, noi, credincioșii contemporane ai vremurilor din urmă, ne-am contaminat inevitabil cu modul haotic de viață al acelora care ne înconjoară. Fără a băga așadar de, de seamă, ne-am transformat din oamenii care își construiau fiecare zi în jurul mentalității și voinței Creatorului nostru, a Domnului Isus Hristos. În alergător de cursă lungă, într-un nesfârșit ciclu de amăgiri, care aparțin unei societăți care, deși dorește să se catalogheze ca fiind evoluată tehnologic, atunci când o analizezi în detaliu, vei vedea cât de repede își trădează lacunele sociale și spirituale. Privind însă atent astăzi către mesajul pe care cuvântul lui Dumnezeu ni-l transmite, Înțelegem cerința sa expresă de a ne supune unei scurte și concise analize. O analiză în care să ne aducem aminte cât de important este să investim în veșnicie și nu neapărat în trăirile de moment. Înainte de a muri, otrăvit de slujitorii săi, Alexandru Macedon, unul dintre poate cei mai mari oameni ai istoriei, bogat imperator al acestei lumi, ne-a transmis un mesaj tulburător, aș spune cu tremurător. Cu mâinile goale am intrat în această lume și la fel plec acum din ea. Am încheiat citatul. Celebrul împărat a înțeles așadar pe patul morții ceea ce vom pricepe invariabil și inevitabil la un moment dat fiecare dintre noi. Și anume, faptul că indiferent de înălțime, de culoare sau de bogăție, nu vom lua nimic cu noi în partea cealaltă cu excepția portofoliului de fapte pe care le vom fi făcute în această viață, căci acolo, în fața Creatorului, acel Dumnezeu al bunătății, dar în același timp și în egală măsură al dreptății, doar faptele credinței transcrise în practica zilnică vor face diferența între viața eternă petrecută cu Domnul Isus Hristos sau, din potrivă, moartea veșnică. Așadar, precum niște copii credincioși, și ascultători, Vă invit să învățăm astăzi că este musai să ne prioritizăm toate aspectele vieții urmărind prescripțiile lui Dumnezeu și nu ale lumii acesteia, nu chemărilor firii. Să ne dăm silințele în a ne umple mintea și sufletul cu învățăturile Domnului Isus Hristos, absorbindu-i precum un burete absorbe apa cuvântul său și aplicându-l mai apoi în viața noastră în așa fel încât, privind la lumina care emană din noi, toți oamenii rădăciți în negura groasă a păcatului să vină și ei spre adevăr. În ceea ce te privește, acolo unde ești, alege așadar astăzi căile înțelepciunii. Alege să investești în veșnicia ta, căci bogățiile acestei lumi sunt trecătoare, dar fericirea și bucuria sufletului care se desfătează în Dumnezeu, având perspectiva unei veșnicii trăite lângă Creator, sunt de neegalat. Fiți binecuvântați!